Compania aeriană British Airways a început o nouă campanie promoțională cu bilete de avion spre Londra, America de Nord, Puerto Rico și Mexic. Promoția este deschisă până pe data de 27 martie pentru călătoriile care vor avea loc până pe 30 iunie. Pasagerii companiei găsesc bilete de avion în cabina Euro Traveler la 98 de euro cu toate taxele incluse. Un bilet de avion pentru Manchester pornește de la 160 de euro de persoană. În ceea ce privește zborurile spre Mexic, Puerto Rico sau America de Nord, pasagerii găsesc bilete de avion cu un discount de până la 29% în cabina World Traveler Economic. Reducerile sunt valabile pentru biletele de avion cumpărate până pe 25 martie și călătoriile care se vor desfășura până pe 23 iunie. Cei care zboară spre New York găsesc bilete de avion cu 713 euro. Compania aeriană Ryanair ar putea lansa zboruri noi din Târgu Mureș. Conform unui comunicat de presă, au fost finalizate negocierile dintre aeroportul Transilvania din Târgu Mureș și compania irlandeză în ceea ce privește condițiile tehnice de operare, taxele aeroportuare și serviciile oferite. Compania aeriană Tarom urmează să introducă zborurile spre Nisa și Dubrovnik în orarul de vară 2012. Acesta din urmă este valabil în perioada 25 martie-27 octombrie 2012. În același timp, compania crește frecvența zborurilor interne și renunță la zborul pe ruta Cluj-Napoca-Frankfurt. Compania Tarom introduce două curse săptămânale din București spre Nisa și Dubrovnik și retur joia și duminica. Alte două frecvențe zilnice sunt cele pe ruta București-Londra și retur. Un alt zbor este operat pe ruta București-Budapesta cu o frecvență de 3 curse pe săptămână. Cei care călătoresc în Timișoara și Cluj-Napoca vor avea mai multe curse pe aceste rute. Compania menține zborul Cluj-Napoca-Viena.